Dacă îmi puteți spune, ce este cancerul de col uterin? Cancerul de col uterin este o afectare neoplazică a colului uterin, respectiv a uterului, partea vizibilă din vagina uterului, cum spunem noi. Asta se numește col și este o afectare neoplazică, adică transformarea într-un cancer. Când cineva aude numai cuvântul de cancer, deja altfel privește lucrurile și altfel privește starea lui de boală. Problema cancerului de col este o problemă destul de serioasă, în sensul că afecțiunea are un pronostic destul de grav dacă nu este depistată în stadii incipiente. Deci evoluează cu extindere, cu prinderea întregului organism, cu prognostic rezervat. Însă, depistat în faze incipiente, cancerul de col are prognostic bun. În stadii incipiente se vindecă în proporție foarte mare, aproape sau aproape complet. De asta opiniem așa pentru prezența pacientului și solicitarea de depistarea cancerului de col uterin, fiind o zonă abordabilă, dar abordabilă numai prin consult ginecologic. Cum se face screening-ul pentru cancerul de col uterin? Ce presupune? În depistarea cancerului de col uterin, examenul ginecologic este cel mai important. Cancerul de col este vizibil la examenul ginecologic, examenul cu valve, cum îi spunem noi, cu ochiul liber. În stadiu 1 este vizibil cu ochiul liber. În stadiu sub stadiu 1, sub stadiu clinic, stadiu 1 înseamnă o mărime cam de 2 cm a afecțiunii, se vede cu ochiul liber. În stadiu mai incipient, se poate depista prin metode paraclinice, cum îi spunem noi, respectiv prin test Papanicolaou, testul PAP prescurtat, cum știu femeile. Testul PAP este o investigație foarte simplă, neinvazivă, nedureroasă, nu presupune nicio intervenție sângerândă, însă presupune masă ginecologică, respectiv consult ginecologic. Asta este, de fapt, rezerva pacientelor față de testul Papanicolaou, consultul ginecologic. Cu un tampon, sau avem noi niște mai speciale și tampoane, se șterge colul, gura uterului respectiv, se desprind celule, câteva mii de celule, nu se văd cu ochiul, se pun pe o lamă de sticlă, se colorează cu Papanicolaou, de aici vine și numele, se colorează și se uită la microscop și se caută celule modificate, anormale. Durează de azi pe mâine investigația, durează cât se colorează și se la microscop. Și pot fi depistate celulele anormale în faze foarte incipiente. Modificarea Papanicolaou nu înseamnă neapărat cancer. Deci Papanicolaou pune în evidență modificări de celule care pot să fie date și de alte afecțiuni, cum știu femeile, răni sau scurgeri, infecții, chiar hormonale, să apar modificări de celule care nu presupun neapărat să fie cancer. Deci testul Papanicolaou nu pune diagnosticul de cancer. Este o reacție orientativă. Dar dacă apar celule modificate, aia presupune căutare, dacă sunt de tip inflamator sau altfel tratament, repetare, PAP, și dacă tot apar celule modificate, atunci se trece la o etapă următoare, respectiv colposcop sau biopsie. La ce vârstă ar trebui femeile să înceapă să-și facă aceste teste? Când se recomandă? Și când se pune problema unui cancer de col uterin la femei? La ce segment de vârstă vorbim? Cancerul de col uterin poate să apară și la vârste tinere, poate să apară. Așa, în general, în protocolele noastre sunt după 20 de ani, se caută să facă investigații mai repede, numai dacă persoana respectivă și-a început viața sexuală mai repede. Dacă și-a început viața sexuală mai repede, atunci se face și test Papanicolaou și alte metode de investigare. Simptomele cancerului de col nu sunt.
Așa sunt că nu sunt, respectiv durere nu, apare durere, ceea ce poate să apare o leucoreie, respectiv o scurgere vaginală, uneori mai sanguinolentă sau așa, sau după traumatism local, contact sexual, poate să apare sângerări. În rest, nu este nedureros și asta este motiv pentru care e bine ca femeile să se consulte, nu dă simptome. În momentul în care dă simptome, este în stadiu mai avansat. Dar în momentul în care apar simptome, sângerări, scurgeri vaginale la contact sau ceva, atunci e bine să se prezinte femeia la consultație ginecologică. Papa Nicolae în continuare se face așa ca și screening cam o dată pe an. Mai repede se face în cazul în care apare modificări pe testul Papa Nicolae, se face tratament, se repetă, sau în alt fel de suspiciuni, dacă apar leziuni locale, răni, cum ne spune noi sau ceva, atunci se poate să facă mai repede, să se repete mai repede testul Papa Nicolae. Altfel, dacă totul este ok, o dată pe an, este, așa este în protocolul nostru de investigație. Care este incidența cancerului de col uterin? Incidența cancerului de col uterin este în România, din păcate, destul de mare. Nu ne legăm de o anumită cifră. Așa, cifre statistice, avem cifre statistice, dar nu ne legăm de o cifră statistică, însă în zona noastră de vest se pare că este chiar mai mare puțin decât rest, dar oricum România ocupă un loc sus, destul de sus și o scăzut incidența în ultima vreme, dar tot ocupăm primul loc, cred că, în Europa, tocmai din cauza neprezentării femeilor la consult ginecologic și măsuri de screening și de depistare. În România nici nu există, de fapt, un sistem de screening foarte bine pus la punct, obligatoriu, față de alte țări unde există un sistem bine pus la punct și obligatoriu. Femeile se duc, dacă nu se prezintă, au niște constrângeri de asigurare medicală și de alte, deci plătesc mult, mult mai mult dacă nu se duc și atunci se duc și de constrângere, cum s-ar spune. În România încă nu se duc. Asta este, de fapt, motivul principal, pentru că în momentul în care la un consult ginecologic apar modificări, automat se caută, se face test Papa Nicolae, colposcopie, biopsie, se caută, depistează în fază incipientă, vindecat. În Occident nu există cancer de col peste stadiul 2. Rarisim, nu există, tocmai pentru că este depistat. Ce trebuie să pună în tratamentul în momentul după depistare? După depistare, cancerul de col se stadializează. Este mai multe stadii, 4 stadii, dar în stadiu 1 și stadiu 2 inițial, sunt și subclasificări, tratamentul cancerului de col în stadiu 1 se poate face numai prin chirurgie sau prin radioterapie, cu vindecare 98%, procent foarte mare. În stadiu 2, de la stadiu 2B în sus presupune o radioterapie asociat cu tratament chirurgical și în stadiul 3-4 radioterapie. Asta este. Dar progresele sunt foarte, foarte, foarte mari. În stadiul, deci în stadiul 1 și 2 practic aproape că se vindecă și vaccin, da, în stadiul incipiente. Și tratamentele oncologice sunt foarte bine standardizate, puse la punct și în România. Sunt institute oncologice, nu vreau să fac reclamă la unul dintre ele, dar foarte bine. Au brahiterapia extraordinar de bună, care au procent foarte bun de vindecare, similar cu cel din Occident. Cum afectează viața pacientului tratamentul? Se întâmplă după tratament, după tratamentul, afectează fertilitatea? Da. Deci în stadiu incipient, dacă se face numai o brahiterapie, se mai poate conserva funcția fertilă, dar în general se pierde. Din fericire, într-un fel, stadiul de col apare mai târziu. Deci, în general, femeile și-au terminat planificarea familială, au copii, dar apare totuși la vârstă în copii încă nu sunt majori și este cu prognostic cam prost pentru fertilitate și pentru viața sexuală nu așa de mult după, dar ca și procreere este prost pentru că și radioterapia și chirurgia de obicei, dacă nu se extirpă uterul, se merge cu inhibiție ovarelor prin
radioterapie, deci o menopauză indusă terapeutic sau chirurgical prin operație, dacă se scoate uterul. Există șanse de reapariție sau în ce măsură cancerul de col reapare după? Recidivă. Recidivă. În general, nu prea. Nu prea. De obicei se vindecă care sunt în faza de începe sau dacă nu, este mai mult o evolutivitate a bolii. Deci boala nu este stăprintă complet și boala evoluează, poate să evolueze. Așa, recidivă după vindecare, rarisimă.